Noi tot spunem, dar practic mingea se află în terenul vostru, al fanilor cei mulți. Pentru că v-am spus, aici ar trebui să existe un curent, să existe niște lideri adevărați, niște lideri corecți, care să se rupă de galeria asta și să înființeze o nouă galerie, domne, să facă ceva sau să forțeze o unificare a tuturor galeriilor într-una singură nepătată. Cam asta trebuie. Asta trebuie clar făcut, pentru că altfel nu este nicio șansă. Dacă nu scăpăm, nu reușim să fim reprezentați de un segment de galerie care să te facă să fii mândru că ești dinamovist, asupra căruia să nu planeze tot felul de acuzații și de prostii și să nu existe episoade la care ea va participa și te face să-ți fie rușine de ei, atunci putem să spunem că da, putem fi mândri și atunci echipa se va vedea și în jocul echipei, o să vedeți chestia asta. O galerie intangibilă va fi oxigen pentru echipă, pentru că noi ceilalți vom veni și vom pompa acolo lângă subsegmentul ăsta, lângă galeria asta Ultras care e în linia întâi, noi vom veni. Săptămâna asta vor veni 1000 din țară, săptămâna cealaltă vor veni alți 1000, nu vor mai putea să vină ăia, dar tot așa ne rotim și vom fi acolo. Deci cam asta este. Cei care suntem plecați în străinătate, cei care suntem departe de echipă, putem contribui, dar v-am spus, eu nu sunt de acord ca să-i dau bani în egoița Iurea și asta. Eu dacă văd că echipa joacă și echipa merită și totul e profesionist la Dinamo și într-adevăr, trebuie să sprijinim echipa, o putem face prin alte, doamne, luăm abonamente pe tot anul, umplem stadionul ăla, nu virtual cu 5 lei și nu știu ce cerșetorie de asta de căcat. Ne luăm abonament pe tot sezonul, doamne, asta este și chiar dacă nu venim, îl luăm și e plătit, asta înseamnă, comanzi online, faci tot felul, asta înseamnă, da. Și echipa trebuie să merite, doamne, trebuie să aduci jucători, să atragi acolo tinerii. Eu ce să-i spun la copilul meu, ce să-i zic, bă, uite-te tata la Răuță, cum dă cu stângul în dreptul, ce să zic la... am aici diversi prieteni englezi care au țin cu Arsenal, cu Chelsea, cu... Și mă întreabă și pe mine, băi, tu cu ce îți place fotbalul? Da, cu ce echipă ții? Dinamo Bucarest. Și mă întreabă ce jucători sunt, cum e, ce să-i zic, Răuță, Bejan, ce dracu să-i spun? Vă dați seama cât de penibili suntem? Era un meci într-o zi, am fost invitat într-o familie de englezi și... am intrat pe internet și am proiectat pe televizor, pe televizorul smart, am proiectat meciul, să văd și eu, nu știu ce meci era, nu mai țin minte. Se juca penibil, se juca un fotbal grotesc. Și se uitau doi englezi acolo și erau așa înțelegători. Doamne, suntem penibili, asta este adevărul. Deci, în primul rând, ca să poți să iei, să percepi niște bani, să chemi lumea, să fie ceva... un hey-rup și să se continue tradiția asta dinamovistă, trebuie să fie niște oameni gospodari acolo care să aibă inimă curată, să chiar să facă afaceri, să încerce să facă bani. Că nu este asta o... dacă încerci să faci bani, asta nu e o problemă, dar să încerci să faci bani în așa fel încât să cauți performanța, nu să faci bani ducând așa o afacere către terminus. Tragi de ea cât se poate și când cade de tot, ca un... ca și cum ai avea un cal pe care îl tragi, îl pui la căruț acolo și îl hăimănești, îl tragi de el și îl biciuiești și la un moment dat cade în genunchi și asta e, îl lași acolo pe marginea drumului și pleci în căutarea la altul.